După ce ai mers 20 km, ajungi la altă graniță, la Ucraina, iar îți percepi taxe, îți cere pașaport, vrei să te duci spre Occident, e și mai complicat. Ajungi la România, îți cer pașaport albastru. Vrei să te duci mai departe, îți cer viză. Deci e cam limitată libertatea de circulație. Alte libertăți pe care noi nu le avem și care Europa sunt și pentru care am vrea și noi să tindem. Democrație. Hai să mai analizăm. Ce înseamnă democrație? Ce conține democrație? Prin ce se manifestă? Prin ce poate fi definită democrația? Un stat e format din oameni, din ființe umane, din cetățeni. Cetățenii ăștia, ca sunt liberi, trebuie să aibă asigurate prin legi drepturi. Drepturile omului sunt foarte importante, ca o valoare, ca o comoară în Uniunea Europeană, în această comunitate de state și în statele componente. Și la noi scrie în Constituție că drepturile omului sunt foarte importante, dar, din păcate, nu prea sunt respectate. Cine știe care e diferența între Uniunea Europeană și Consiliul Europei? Din care Republica Moldova nu face parte. Dar din Consiliul Europei face parte. Sergiu a zis că în Consiliul Europei poți să intre dacă respecti anumite criterii. Consiliul Europei a specializat pe drepturile omului, pe respectarea drepturilor omului. Dar iată că 46 de state sunt acum în Consiliul Europei, care au fost toate primite cu hota, cam fără criterii, decât singurul criteriu se află în Europa. În Europa geografică. Și Republica Moldova se află. Depinde și de noi. De starea materială. De starea materială? De exemplu, libertatea cuvântului de ce depinde de starea materială? Bun, gradul de democratizare al țării. Dar dacă vrei să vorbești, ce restricții financiare, ce costuri implică libertatea ta de exprimare? Dacă scrii scrisoare la ziar ca să te exprimi, nu pot suporta cheltuielile, pix, hârtie, plic? Ai pot suporta, dar nu numai asta scrie, mă plic și tot cu școala ta scrie. Îți trebuie și școala ca să vezi ce se scrie acolo sau ce ai de cu școala plătită, cu contract, ca în perspectiva. Că dacă spui ceva ce nu trebuie, ești închis și plătești bani ca să ieși. Așa te gândești? Nu, e posibil. Nu cred totuși că libertatea cuvântului depinde foarte mult de banii care ai în buzunar. Depinde mai degrabă de exercițiul de democrație.